În această perioadă se discută intens și despre adoptarea bugetului Uniunii Europene pe anul 2024. Europarlamentarul Iuliu Winkler a declarat pentru Hunedoara 1 TV că s-au purtat negocieri în Parlamentul European, iar parte dintre membrii acestuia au votat pentru un buget mai mare, pentru că, citez, pentru a ieși din criză necesită mai mulți bani. Winkler a mai spus că este nevoie de aceste fonduri și pentru cercetare, infrastructură de transport, pentru programele Erasmus, dar și pentru tinerii fermieri. În luna iunie, Comisia Europeană a propus un draft, un proiect de buget. În septembrie anul acesta a apărut și zâzania pe acest draft de buget, la fel ca și în țară. Știți foarte bine că între putere și opoziție mereu este dezbatere pe buget. Așa se întâmplă evident și la nivelul Uniunii Europene, unde în Parlamentul European am început să analizăm bugetul și am spus că el este prea mic. Statele membre, deci Consiliul Uniunii Europene, au făcut analiza în septembrie și au spus că bugetul propus de Comisia Europeană este prea mare. Statele membre au spus că ne aflăm în criză și în criză e nevoie să facem economie. Noi în Parlament am spus, da, ne aflăm în criză, însă tocmai dimpotrivă, soluția de a ieși în criză necesită mai mulți bani, necesită un buget puțin mai generos, pentru că ce se întâmplă și ce vedem noi, bineînțeles, statele membre sunt reprezentate de către guverne și guvernele, sigur că au această presiune. Dacă trebuie să facă economie din bugetul național, atunci trebuie să facă economie și la nivel european. Parlamentarul hunedorean mai precizează că cetățenii au nevoie în această perioadă, dar și în anul viitor, de siguranță, de stabilitate și de bani mai mulți pentru cercetare, infrastructură, tineri și agricultură. Am propus în niște puncte cruciale niște majorări. Aceste puncte cruciale, m-aș referi puțin la ele, nu e vorba de sume care să schimbe în totalitate bugetul, pentru că vorbim de 140 de miliarde de euro pentru anul viitor în plăți, iar propunerile noastre toate sunt sub un miliard de euro, adică nu dorim să răsturnăm bugetul, dar vrem niște bani mai mulți, în primul rând, pentru infrastructură și acest lucru este bun pentru România. De ce? Pentru că cheltuieli din infrastructură, de ameliorarea infrastructurii se vor face pe acele așa numite colidoare ale solidarității, pentru că avem nevoie de o mai bună interfață cu Ucraina. Păi la granița cu Ucraina sunt trei state europene, da? Polonia, Slovacia, România, deci vom beneficia de această majorare. A doua direcție este aceea a competitivității și a cercetării. Este acest program Horizon Europe de cercetare în care sunt cuprinse și universități din România și cele din Timișoara și cele din București și alte centre universitare. Vrem mai mulți bani pentru cercetare. Și în sfârșit, a treia direcție, dorim mai mulți bani pentru tineri. Pentru programul de tineri în agricultură, pentru programul Erasmus Plus și pentru burse și așa mai departe, de ce bani mai mulți? Pentru că a fost cel puțin o perioadă de 2 ani de pauză forțată și anume perioada pandemiei de coronavirus, în care tinerii noștri, studenții noștri nu au putut să se folosească de aceste programe Erasmus.